Încep transmisiunea live cu un minut, două înainte de ora 9, pentru că acuș protestatarii rezistă, o să se organizeze și o să înceapă a cânta imnul și nu o să mai auziți că e protest. Poftim, numără deja. Așa, și eu am vrut să vă convingeți că eu sunt la protest și să aflați că asta am cam făcut ultimii 2 ani de când ați venit la București. Aici am observat societate civilă activă, oameni dornici să se realizeze, să-și anunțe opiniile în pofida partidelor, alături de partide. Au și partide de opoziție credibile, bune, unele au ajuns și în Parlament, încă nu au pondere, nu au majoritate. Totuși, societatea civilă, nu neapărat ONG-urile, dar oamenii neafiliați, reușesc să se implice în apărarea drepturilor lor și mai ales au un simț al imposturii. Ei bine, acestor protestatari m-am aliat și protestez de vreo 2 ani, venind așa în fiecare zi cu bicicleta din drumul Taberii sau când eram la frate meu, stăteam aici în centru. De o lună România e președinta prin rotație a Consiliului Uniunii Europene și cu ocazia asta Piața Victoriei a fost deconectată de la lumină, de la iluminat stradal, ca ei să proiecteze niște drapele, niște chestii mișcătoare pe clădirea guvernului. Și uitați-vă, se aud din când în când mașini de poliție, trec periodic delegații oficiale și o grămadă de jandarmerie, de poliție pe străzi, poți să zici că e Bruxelles sau Strasburg la București. Asta n-a adăugat mare lucru democrației, drepturilor omului. Văd că mafia de la guvernare continuă să uneltească și să fure. Totuși asta îi îndârjește și mai mult pe oameni și asta mă fascinează la ei și de asta continui să vin la protestele rezist. Azi am scris în titlu, e a 13-a zi de campanie electorală pentru mine, pentru noi cei de la Chișinău implicați în lupta politică. Aici pe baricada rezist e a 737-a zi. Văd că cineva a numărat, eu n-am mai stat să număr, dar cam așa iese, dacă sunt 2 ani și mai mult. Nu prea îmi place ritualul ăsta cu recitatul imnului. În 2 ani de când vin aici puteam să-l învăț dacă îmi plăcea și cântam alături de ei, dar mie nu-mi pare semn de patriotism să stai să intonezi imnul. Mai degrabă patriotism e să cunoști legile, să ceri respectarea lor, dar e treaba lor, care și cum înțelege. Eu abia aștept momentul de după intonarea imnului. De regulă sunt cele mai active scandări, lozinci, și eu atunci o scobor de pe bicicletă și o să-mi pun în aplicație vuvuzela. Acum nu vreau să le tulbur momentul solemn. Gata, s-a terminat cu momentul solemn. O să stau puțin cu ei și după aceea o să stau cu voi, poate merg lângă girafă ca să comunicăm. Sau poate o să merg în drum spre casă, am 9-8 km de făcut cu bicicleta și am putea să comunicăm. Văd că azi funcționează butonul ăsta de acceptare altora în discuții. Chiar în clipa asta cred că l-am activat. Nu, uite acum. Abia acum l-am activat. Și dacă 100 de oameni se uită la mine, înseamnă că mă văd și mă aud bine. Sper că o să vă vedeți și o să vă auziți și voi. Am lumina de la bicicletă, nu o bat în față, înainte ca să văd drumul, pentru că cunosc piața asta deja pe de roz, dacă de 2 ani mă tot învârt pe aici. O bat înspre mine ca să mă văd, să nu credeți că
sunt o fantomă și că se învârte prin piața Victoriei o fantomă. Acum scot telefonul de pe bicicletă, las bicicleta jos și vă relatez de la protest puțin, după care, dacă vreți, o să dialogăm, o să vorbim. Salut! Sunt în direct pe Facebook, comunic cu publicul alegător. Încă sărăcit, dar m-am încumetat să ies azi din casă. Mi-era dor și de proteste. Am fost la eveniment cultural despre Roșia Montană. Și uite că a nimerit bine. Asta a fost contribuția mea. Asta e clădirea guvernului, cum vă spuneam, luminată în mod obraznic cu drapele mișcătoare. Luminele de sus, de pe pilon, după cum vedeți, nu funcționează. Special le-au închis ca să se vadă proiecția lor pe clădirea guvernului. Și periodic de acolo, de pe Bulevardul Aviatorilor sau de pe Chisele, vine câte o delegație oficială. Rămân eliar de cap de guvernanți care au mai degrabă grijă de realitatea lor paralelă decât de problemele reale ale oamenilor. Deci, ia că tămăs în Piața Victoriei, unde ne-am petrecut ultimii 2 ani de activism civic și politic. Brega președinte. Nu, deocamdată candidez pentru un loc în Parlamentul Republicii Moldova. Sunt mulți acolo? Nu. Vreau 25-30 în seara asta. Și ora de vârf, de regulă, și iarna și vara, e ora 9:21. E ora la care se intonează imnul. Ai ceva rezultate la activitatea ta? Da, am fost amendat pentru un incident aici în octombrie, acum 2 ani. Nu, acum un an jumate. Și instanțele toate m-au achitat, m-au absolvit de amenda aplicată abuziv de jandarmi. Și acum jandarmii trebuie să-mi plătească cheltuielile de judecată. 20 de lei sau 40 de lei, cred că... Nu, 20, pentru că apelul l-au făcut ei, pentru că și prima instanță mi-a dat câștig de cauză. Ăsta pot să-l consider un rezultat bun. Și iată, mă cunosc oamenii din mișcare Rezist, îi cunosc și eu pe ei, îi urmăresc, mă simt parte din societatea civilă vie, curajoasă din România. Mă cunosc și mă ocolesc jandarmii, deja polițiștii. Ce alte rezultate mai vrei? Succese mari, vei ajunge și președinte. Eu sper să nu mai fie necesar un golan ca mine în funcții politice. Sper să fie atât de bine în Republica Moldova și România, poate chiar într-o țară unită, încât să nu mai fie necesar unul ca Brega în viața politică. Ce alte întrebări, comentarii? Sunt mulți acolo, am citit. Invită în cadru, pup șoi se uită. Am zis, cine vrea să intre cu mine în dialog, trebuie să mă privească de pe telefonul mobil și să acceseze butonul verde de jos. E un buton acolo lângă comentarii, un buton verde cu 2 figuri, cu 2 omuleți. Dacă apăsați pe acel buton de pe telefonul mobil, eu o să văd că vreți să participați cu mine în discuție și poate o să vă accept. Adică, na, o să-mi doresc să comunic cu cineva viu, dar nu vă pot obliga. Merge, te vedem din Botoșani, îmi zice Zaharie Constantin și mă bucur. Salut din Maramureș. Și iată, Tania Cabac s-a hotărât să vorbească. Cred că e consăteana mea de la Pepeni. Chiar o vecină de-a mea de la Pepeni. Să vedem dacă reușește să intre, dacă nu, alți doi deja așteaptă să intre. Aveți grijă, trebuie să fiți și voi cu telefonul pe orizontală ca mine. Dacă sunteți pe verticală, nu puteți intra în discuție, nu o să vă accepte și o să vă chinuiți degeaba. Tatiana probabil de asta n-a putut să intre, pentru că era pe
verticală. Încearcă încă o dată, Tatiana, pe orizontală. Îți mai dau o șansă, dacă nu, invit pe altcineva. Ați văzut mai devreme, am făcut un live pe Curaj TV, pe Facebook, de la evenimentul despre Roșia Montană. Nu prea mulți îl priveau, probabil nu e prea cunoscut fenomenul Roșia Montană în Republica Moldova, dar se pare că de acolo a pornit călirea, implicarea societății civile românești. De la apărarea unei localități, a unui sit cultural, o să întorc telefonul. Nu, n-a acceptat rotirea, îmi pare rău. Am vrut să-mi pun mănușele că mi-e frig la mâini, dar nu găsesc mănușele prin buzunare. De la Roșia Montană, de la cea mai veche localitate din România, cunoscută istoric, are mai mult de 2000 de ani de când e prima ei atestare. De acolo extrageau aur, inclusiv romanii, când au venit să cucerească Dacia. Și pe localitatea aceea vor să pună gheara o corporație canadiană care a semnat înțelegere cu autoritățile locale și cu guvernarea de la București ca să permită nu doar extragerea de aur ca în antichitate sau ca în epoca medievală sau ca pe timpul comunist, ci cu metode noi foarte periculoase, corozive. Rade muntele din temelie și îl fărâmițează și îl dizolvă în cianuri. Dar oamenii au zis că asta o să aibă un impact major asupra localității, o să distrugă un sfert, o jumătate de localitate, cu tot cu cimitir, cu casele oamenilor, cu amintirile lor de acolo. Și prezintă un pericol ecologic enorm, pentru că cianurile celea, resturile, rezidurile celea chimice periculoase, vor trebui stocate undeva și iată, ați văzut mai ieri în Columbia, în Bolivia, nu știu pe unde, s-a rupt un astfel de dig și a omorât o grămadă de oameni și a poluat o grămadă de natură. Și oamenii nu-și doresc așa ceva. Și iată, de două decenii, se pare, protestează, fac evenimente culturale, fân, fest. Prima dată am auzit despre fenomenul ăsta când m-au chemat la Fânfest, la Roșia Montană, la acel eveniment cultural, să vorbesc despre activismul nostru de la Chișinău, despre Hyde Park, despre Curaj TV. Și atunci am descoperit comunitatea Salvați Roșia Montană și problema asta. Și de atunci, fidel, am mai fost după aceea și cu frații, cu familia la Fânfest. Avem de gând să mai mergem, iată, urmăresc și fenomenele culturale de aici. Sper să vă fac interesați și pe voi, cei care mă urmăriți uneori pe Curaj TV și cei care mă urmăriți acum pe pagina mea de Facebook. Încă n-a reușit nimeni să intre cu mine în dialog, îi dau invitația unui băiat, Dicusar, se pare că îl cheamă. Sper că măcar cineva se încumetă să intre filmând pe orizontală, altfel de pe verticală nu o să puteți intra cu mine în dialog. V-am avertizat și e bine să țineți cont de asta. Se pare că ăsta e motivul pentru care nu vă acceptă. Când eram pe verticală și eu, mai multă lume a reușit să intre cu mine în dialog, semn că cam toată lumea e tentată să țină telefonul vertical și să filmeze cu el vertical. Totuși eu, cineast fiind om de televiziune, prețuiesc mai mult poziția asta orizontală, care umple ecranul și nu creează câmpuri mari negre și de aceea toate filmările, cam toate transmisiunile mele live sunt pe orizontală. Fiți buni și vă conformați moftului meu de profesionist. Am pretenție să ajung și în politică, dar nu renunț și la principiile pe care le-am învățat la două facultăți. Iar tu cu bicicleta, ceva, gripa trecută, nu te-a învățat nimic? M-a învățat Tania, dar sper că nu era gripă, sper că era o viroză, sper că mi-am călit atât de bine imunitatea încât nu mă mai ia nici dracu. Dar atât de mult am tânjit după bicicletă, atât de mult am sperat că o să pedalez. Cred că asta e prima mea pedalare din
din anul ăsta, nu mi-amintesc să mai fi pedalat. Sau a fost la început de ianuarie, nu mi-amintesc. Când a nins prima dată și cel mai tare. Sper să meargă treaba la București, zice Ieric Corneliu Jigău. Merge treaba la București. Eu mi-am rezolvat problemele juridice, m-a ajutat avocatul și am formulat și apeluri în celelalte două dosare de la Cornetul și o să merg mâine probabil să înregistrez apelurile. Și deja pot să mă întorc la Chișinău, dar nu puteam să lipsesc de la un protest, rezist măcar unul din plimbarea asta mea la București. Cine? Nu mai vrea, nu mai poate? Zahărie, ia mai încearcă o dată. Ce mai comentarii avem aici? Fii atent la drum. Sunt din Maramureș. Președintele Partidului Comunist Român, secolul 21, Maramureș. Mă bucur, Dan Cristian Bran. Încearcă să intri în direct să povestești despre partidul tău comunist român, dacă nu te jenează numele și istoria controversată a partidelor comuniste din lume și aici, în România. Mai citesc comentarii dacă nu reușește nimeni să zici că invitatul a refuzat invitația. Păi, Zaharia, nu eu te-am invitat, dumneata e cerut să intre. Dacă nu vrei, nu vrei. Cine vrea să intre cu mine în dialog direct, cu cameră, cu microfon, apăsați pe butonul verde de jos, de lângă comentarii. E musai să fie telefonul pe orizontală. Caterina Ropot se uită și o salut. Lasă să dea tâlharii ca au de unde. Nu știu despre ce vorbește George Lucian, dar eu nu cred că avem de unde să dăm patrimoniu natural și cultural cum se sacrifică la noi în Moldova defileul Trinca, arie protejată, dar prin lege, dar nu e protejată de autorități. La fel se întâmplă și aici în România. S-a dat pe mâna unei corporații, un oraș de câteva mii de oameni cu patrimoniu cultural milenar, de 2000 de ani acolo. Există niște galerii săpate încă pe timpul romanilor. Deci de 2000 de ani se poate vedea cum se extragea aurul din munții ce. Și acum îi vor să radă din temelie munții, să-i transforme în o travă. Bravo, în instanță v-ați apărat singur, doamnă Viorica Grecu. Inițial, da, m-am apărat singur. De la o anumită etapă m-am întâlnit într-un mall cu un tânăr care a zis: salut, sunt Dumitru Basarabian, te urmăresc, ești avocat stagiar, dacă vrei pot să te ajut. Și a zis: da, cu plăcere, mulțumesc. Și de la o anumită etapă a început să mă ajute el să formulez apelurile. Dar contestațiile, cred că toate le-am făcut eu de la bun început. El m-a mai ajutat doar cu proceduri, mi-a zis când, unde și ce pot să fac cu parchetul. De exemplu, iată, am anul de când nu mi-a răspuns pe un dosar, pe o plângere penală, care l-au transformat în dosar penal și după aceea nu se întâmplă nimic. Iată că te ocolești jandarmii, chiar e o reușită. Da, cred și eu. Nu mai vrea nimeni să-și pună mintea cu mine, că chiar dacă reușește să mă amendeze, ajunge vedetă pe internet și să hlizesc alt jandarm de tine și nu-ți convine. Primăria lui Șor este păzită de băieți cu calașuri și mitraliere. Tudor Sârghe, nu cred că e așa, dar dacă e adevărat, e foarte grav. Respect pentru ceea ce faci, mulțumesc, domn Giovanni. Sunteți la Chișinău? Nu. În spate e clădirea Guvernului României. Asta e Piața Victoriei. Vedeți că au stâns luminile, exact cum s-a întâmplat în 7 aprilie 2009, în fața Guvernului de la Chișinău, în Piața Marea Adunării Naționale, înaintea intervenției în forța polițiștilor și a trupelor speciale. Trăiască România mare, trăiască și mică, cine deranjează. Când vii în Moldova, foarte curând, probabil duminică voi fi în parc la microfonul liber. Bravo, Oleg, aveți toată susținerea mea, mulțumesc, ești cel mai tare, bravo, salut. Gheorghe Boveică se uită, îl salutăm. Salut din Londra, hello. Așa trebuie să reacționeze toată clasa politică. Ei au uitat că sunt slugile noastre, nu invers.
Ce pot spune despre Viorel Sava? Nu vreau să spun nimic despre Viorel Sava. Nu cunosc mare lucru. Gaia Prânzaru, ciao. Petru Gâță, Oleg, cu cine votăm pe celălalt buletin? Băi, încă nu v-ați lămurit. Mai aveți 2 săptămâni jumate, o să vă lămuriți. Din 15 partide chiar să nu aveți pe cine alege. Dar dacă nu și nu, dați cu ștampila în toți. Fiți generos, cerneală avem destul, e plătită de la stat, din banii noștri. Ce e acolo? Tiuliuba e la București. Ce se întâmplă acolo? A fost protest rezist, acum se împrăște lumea. Așa se întâmplă de regulă la ora 9, se intonează imnul, se mai scandează o leacă, după care pleacă lumea. Și acum o să plec și eu spre drumul taberei. A, nu-i Tiu Liuba, e Liuba Țiu. Salut, Liuba Țiu. Oleg, de la Viena, eu sunt pumnii. Mulțumesc, pot să și votez. La Viena avem secție de votare. Ai casă în România? N-am casă nicăieri, nici la Pepeni, în satul de Baștină, nu am casă. E casa mamei pe care o vom moșteni 5 frați. Ce se întâmplă acolo? Am explicat. Salut, Oleg. Nu trebuie să aibă casă neapărat. Poate să stea și la un prieten. Am stat și la frate meu. Acum stau și la prieteni, da. Voiam de mult să sun și sunt curajos să aud din ce partid faci parte, dacă îmi poți spune. Vasia Lozunovski, nu fac parte din niciun partid. Candidez independent la Parlament. Știi ce înseamnă independent? Fără partide. Valeriu Gușan s-a hotărât să vorbească, el să demonstreze că se poate. Olega, tu ești viitorul. Băi, să vedem. S-ar putea să fie, s-ar putea să fie șor viitorul. Poporul se pare că îl iubește. Noroc, Valeriu. Stați pe eu. Aha. Salut. Eu vreau să discut despre sondajul care ia amploare pe internet, care votum.md. Ieri erau 4.000 de alegători, azi deja, da, deja peste 6.000. Ce am observat la ei, că cum și-am prognozat noi, tu, candidând pe circumscripția 50, aduci mai mult, spunem așa, potențial votanți pentru blocul acum, decât Maia Sandu. Maia Sandu are mai puțin voturi procente decât are blocul acum. E ciudat că ea zicea că vine să fie locomotiva blocului, adică ne așteptăm că mai multă lume o să voteze pentru ea, că e lider carismatic, că era cât pe ce să ajungă președinte în bătălie cu Dodon. Și când colie Maia Sandu să aibă cu 10-12% mai puțin decât blocul, asta e chiar paradoxal. Dar bine, unii vor zice că asta e doar un sondaj, e doar pe internet, e trucat, e falsificat. Și are loc invers. Deja în circumscripția 33, unde eu sunt, observăm invers. Blocul acum are mai puțin cu 5-10% decât are Andrei Năstase. Ceea ce aici pot spune că Andrei Năstase este locomotiva. Spune, mă aduce voturi la blocul acum. În rest, mă uit că în viitorul parlament a să accede 5 partide, dintre care 4 se poziționează ca fiind de stânga, sau centru-stânga, spunem așa. Cam periculos. Numai blocul acum accede de dreapta. Măi, dar sunt atât de relative și dreapta și stânga. În Moldova au fost compromise toate. Ideea europeană, ideea unionistă, dreapta, stânga, sunt compromise. Nu mai știi cine e de stânga și cine e de dreapta și ce au în vedere cu asta. Am în vedere că sunt mai de contra, cel puțin ei se declară mai contra Uniunii Europene, cel puțin. Deci luăm Partidul Șor, Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și Partidul nostru. Practic toate sunt pentru apropierea de Federația Rusă, spunem așa. Dacă asta vrea poporul, dacă poporul a fost hrănit până acum cu televiziuni rusești, normal că asta crede că e bine și s-ar putea să voteze. Oamenii sunt victime mai degrabă decât vinovați.
Da, sperăm deja după celelalte rezultate, dar care să vede din teritoriu, pe circumscripțiile uninominale, să schimbe puțin situația și să avem măcar o paritate. Sau alegerea anticipată încă și mai bine. E, oricum, până acum au votat cât? Vreo 6.000, mai puțin de 6.000. Să zici, Peste 6, deja da. peste, să zicem că încă nu e Da. reprezentativ votul. Totuși, foarte mulți alegători nu au acces la internet și ei o să aibă un vot covârșitor. Uite la statistica de gen, numai 10-15% sunt femei. Când îți dai seama de regulă alegătoare, sunt aproape 60%. Deci bătrânii și femeile încă nu s-au pronunțat și ele vor influența votul. E da oricum. Da, În nu o orice să caz văd influențe. aici 5 partide care să accede, dar nu cum ne arată nouă în sondajele oficiale că accede numai 3 sau 4 Da, da, partide. da. Deci aici se vede bine și clar că accede 5 partide. Bine, Valeriu, să vedem ce o să fie. Bine, seara bună și succes! Mulțumesc. Eu am intrat pe calea Buzești, mă duceam spre casă. Dar dacă Valeriu a ieșit și nu mai are cine să-mi țină de urât, nu știu dacă mă intră acuși cineva, m-am oprit lângă McDonald's și îmi pun luminiță în spate ca să continui eventual să citesc comentarii. Dacă mai vrea cineva să intre în discuție așa ca Valeriu, apăsați pe butonul verde din jos, din partea de jos, dar atenție, trebuie să fiți pe orizontal, așa cum transmit eu. Și dacă priviți asta pe orizontală cu ecranul plin, atunci jos vedeți butonul verde cu care puteți participa în discuție cu mine de pe telefon. Numai de pe telefon se poate participa cu mine în discuție. Maxim Abramovici mă întreabă, arată steagul instalat pe bicicletă. Deocamdată n-am niciun steag instalat pe bicicletă, am doar vuvuzela asta, n-am apucat să o bag în rucsac la plecare din Piața Victoriei. Dar știu ce ai în vedere și mă bucur că cunoști situația. Vreau de mult și sunt curajos să aud din ce partid faci parte. Am explicat lui Vasia Lozanovski, dar mă duc în jos să citesc alte comentarii. Cu bicicleta până la București? Nu, no, Maximă, am încercat într-o vară cu frații mei, cu bicicleta chiar de la Pepende, în satul natal. Și am ajuns până la Galați, dar mai departe n-am mai putut. De la Brăila am luat trenul. E fezabil, dar cu cort sau cu posibilități de cazare și în câteva zile nu poți să ajungi în aceeași zi decât eventual cu bicicletă sport și într-o condiție fizică foarte bună și să nu ai vânt din față cum aveam eu cu Vitalie pe la Hâncești și Leova. Și nu cu crampe la genunchi cum a avut el și a abandonat și atunci a luat bicicleta Sergiu în locul lui Vitalie. Igor Buruiană vrea să intre în dialog, să vedem dacă reușește. Și o să mai facem. Am făcut distanțe lungi, multe cu bicicleta. Poate o să facem și distanța Chișinău-București sau București-Chișinău vreodată, cu frații sau singur. Vara asta, în mod sigur, indiferent dacă ajung sau nu ajung deputat, o să fac curse lungi, am de gând să cuceresc peninsula balcanică, mai ales să ajung în Grecia. Cum pedalezi pe bicicletă? Așa pedalezi în viața politică? Baftă! Olena Catană. Da, mulțumesc, așa vreau să vâslesc și prin viață. Unde te afli acum? Pe calea Buzești din București, lângă McDonald's. Și că nu prea cam iese conexiunea. Nu știu, eu am impresia că merge bine. 100 de oameni încă se uită. Cu cine votăm pe celălalt buletin de vot? Petru Gâțu are o obsesie. Votați cu ai noștri. Sau cu ai altora. Oricine o să-i votați, s-ar putea să-i regretați. Când vii în Republica Moldova? De grabă. De ce trebuie să-ți dea jandarmeria? Pentru că am avut cheltuieli de judecată pe amenda lor dată nejustificat. Deci ei au greșit că m-au amendat. Acum când instanțele au constatat că m-au amendat nejustificat, le-au obligat să-mi plătească cheltuielile de judecată. Ca așa am cerut eu. Puteam să cer și despăgubiri. Trebuie să întreb juristul dacă...
dacă știe vreo soluție ca să acționeze jandarmeria în judecată sau statul să-l acționeze în judecată pentru abuzul jandarmeresc. În Moldova știu că este o lege 1545 pentru recuperarea prejudiciului cauzat, mai ales de arestări ilegale, dar cum în Moldova codul contravențional e un fel de cod penal mai ușor, pot să zici că și reținerile și amendările s-au făcut tot în bază penală și deci poți să ceri, și îmi pare că am obținut, am reușit să mă judec cu statul în baza legii 1545 și am câștigat câteva mii de lei. Brega, ce părere ai de șoferii din România? Sunt exact ca șoferii din toată lumea. Am șofat și pe aici, pe România, și nu e un capăt de lume, e la fel ca la Chișinău. Ești micul Paris? Da, poți să-i zici și așa. N-am fost la Paris niciodată, nu știu cum e, dar la București am făcut 4 ani de facultate și acum, iată, de 2 ani locuiesc și fac activism civic. În fiecare seară se întorează imnul? Da, în fiecare seară la ora 9 în Piața Victoriei, în fața guvernului, se întonează imnul Deșteaptă-te române. La ora 9 seara. Fii atent, tu exact la fel ai 2 săptămâni. Pentru ce, Petru Gâțu? Ca să aflu pentru cine voi vota pe buletinul celălalt. Sigur că da, da. Numai că eu sunt mai senin și mai puțin încrâncenat decât dumneata. Numai dumneata crezi că face, salvezi nația votând. Mie îmi pare că fac o alegere, mai că la întâmplare. Cam același efect are dacă votezi la întâmplare sau votezi conștient. E o loterie. Hai, ați intrat în direct, vă ascult, vorbiți. Omul s-o gândit să nu se arate și a stupat camera. Bine, măcar microfonul folosiți, vă ascultăm. Dar dacă nu vorbiți, închid și dau altuia, că stau oamenii la rând acolo. Alo. No, bine, să ai succes. Mulțumesc. Și atât? Atât. Îmi place. Toate emisiunile tale. Mă bucur. Ok, hai că închid și dau altora. Salut. Continuă fără invitat. Așa, cum apea altcineva. Igor Buruiană, văd că iar vrea să intre. Am un loc de pământ, te pot ajuta. Riciu, Richard, Riciu. Și eu am mai multe locuri de pământ. La Pepeni au părinții mei aproape un hectar de pământ. Și ce să fac cu el? Să cresc usturoi, ceapă, fasole, cartofi și stau să le ronțe ca o vită, să aștept să-mi vină moartea? Ce părere ai despre pensionarii din Moldova? Oamenii de rând. Tudor Sârghi, ce părere să am despre oamenii de rând? Sunt oameni de rând. Și dacă sunt pensionari, vai de steaua lor. Dacă nu are cine să-i mai ajute, cu pensia de stat, a călcat foarte stâng Maia, mai ales la cot cu Năstase. Alena Catană zice că sunt niște râsuri. Eu nu sunt de părere asta. Sunt hilare unele acțiuni sau declarații ale lor, dar nu cred că sunt râsuri în sensul în care folosești dumneata expresia asta. Victor Sulă zice că eu spun corect, dar nu știu la ce anume se referă. Andrei Năstase mereu a fost locomotiva, zice Galina Zavorot. Eu credeam că și Maia Sandu e locomotivă, dar la ei se pare că e un mecanism bicefal cu locomotivă în capăt și cu locomotivă în celălalt capăt și nu înțeleg ce se întâmplă la ei. Unul zice succes, te susțin. Și ce a făcut Rezist? Și ce au făcut Rezist? Nimic nu au schimbat. Nimic. Mai mult ne-au făcut de râs în toată lumea și am pierdut și șansa să intrăm în Schengen. Unde ai văzut vreun popor că au schimbat ceva prin revoluții și proteste? Pot schimba oamenii, nu tot sistemul. Băi, ce treabă are Schengenul și cu protestele Rezist? Protestele de acum 2 ani, de pe 5 februarie 2017, cu mare aceea de luminițe din Piața Victoriei,
au inspirat o grămadă de lume bună din toată Europa și au repetat protestele noastre în toată Europa. Au făcut astfel de proteste imitând ce se întâmplă la București. Bine, hashtag, eticheta asta rezist, nu-i chiar de la noi inventată, cu Z poate de la noi, dar cu S ea vine din Statele Unite, se pare. Totuși, modul ăsta de a protesta fără partide, zilnic, un fel de ocupai și am ocupat Piața Victoriei, mi se pare minunat că n-am reușit mare lucru să schimbăm. Nu uita cine ne guvernează, fostul FSN, fostul Partid Comunist Român. Maia nu are carismă și nici independență politică, are dirijori în umbră și trăiește cu euforia anului 2016, zice Victor Sulă. Nu știu ce are sau nu are Maia, dar am fost foarte dezamăgit de felul cum au comunicat, cum n-au comunicat cu mine când am încercat să colaborez cu ei, să candidez împreună cu ei. Iată, se uită Sergiu Litvinencu, cred că el era unul dintre cei cu care ar fi trebuit să comunic și el era foarte cordial, prietenos în mesaje, doar că mesajul de refuz l-am primit când deja nu mai aveam nicio speranță și când deja începusem să strâng semnături pentru circumscripția 50. Pe 4 ianuarie, seara, când deja nu mai puteam să fac alt grup de inițiativă și să mă duc să candidez nu știu unde, în altă parte, să zicem pe circumscripția 51, unde au un candidat slab, sau la mine la Sângerei, unde îl au pe Oazu Nantoi, sau să mă duc în Găgăuze, unde n-au niciun candidat. Pe 4 ianuarie era prea târziu să mai schimb ceva. Iată de ce am ajuns să concurez cu Maia Sandu. Nu te stresa, Brega, o să măsluiască voturile, zice Gheorghe Lucian. Eu sper că nu, sper că o să fim vigilenți, sper că observatorii vor fi atenți, sper că o să vă implicați și voi ca observatori voluntari sau remunerați pentru concurență electorală sau pentru ONG-uri și nu o să permitem mafiei să ne fure, să ne fraudeze alegerile, pentru că numai atâta democrație ne-a mai rămas, nu? Protestul și alegerile. Tudor Sârghi, Șor îi amenință pe Valeriu Munteanu, care candidează la Orhei, că mai are o lună de zile de libertate. Ei, Șor, multe tâmpenii mai spune, sau Valeri Climenco al lui, nu știu dacă l-ați auzit, pe 26 august în Piața Victoriei, spune niște chestii aberante pentru care trebuia să fie luat de acolo, de pe scenă, în cătușă. Dar nu știu de ce opoziția n-a făcut o plângere penală pe Valeriu Climenco. Și acum el, iată, candidează pe circumscripția 49 în Federația Rusă. Eu din Botoșani pot vota pentru tine, Zaharie Constantin, poți vota pentru mine dacă ai pașaport moldovenesc valabil. Deci trebuie să ai cetățenie moldovenească. Și dacă ai cetățenie moldovenească și pașaport moldovenesc valabil, mergi la secția de votare la Suceava, cea mai apropiată, sau două de secții de votare vor fi la Iași. Este nevoie de oameni ca tine, Iulian Rotaru, mult succes și mulțumesc. Mai reziști, Oleg, zice, dar nu pune semnul întrebării, Gigi Jaru. Și eu, da, constat că mai rezist. După cum vezi, am fost răcit mai ieri și azi pedalez. Am deja 13 km de pedalare. Salut de la Botoșani, te urmăresc de 2 ani. Iulian Rudaru, mulțumesc. Când treci și pe, pe Grivița? Care Grivița? Că am filmat ieri în stația de metro Grivița și am publicat chiar azi pe curaj.tv un video cu halul în care arată stația de metro Grivița. E penibil cum arată stația de metro Grivița. Niște fete cu fața asiatică vorbesc cu limba neînțeleasă de mine și se distrează, au trecut repede semaforul când deja se făcea roșu. La noi, în Republica Moldova, nu știu de ce imnul se numește limba noastră, straniu, având în vedere că chiar nici cei din Parlament nu s-au decis încă ce limbă să vorbească. Păi taman asta și-i diversiunea, că limba vorbită de populația majoritară se numește limba noastră. Care e limba noastră? Limba de stat. Nimeni nu-i zice pe nume, toți e limba noastră, limba de stat, limba oficială, numai nu limba română.
Dar și moldovenească, și nici pe aia moldovenească nu vorbesc cei care ne spun că se numește moldovenească. Dar ne-o spun asta rusește. Iurie Cavcaliuc privește, salut prin Cara Severin, pot să ajungi? Puiu Marian, pot să ajung, dar sincer n-am avut niciun plan, poate cu bicicleta vreodată. Oleg, am o întrebare la tine, Iulian Rudaru zice, te rog să răspunzi sincer, dar ce mă suspectați până acum că n-aș fi răspuns sincer vreodată la ceva? Dacă vei ajunge acolo sus, unde te vrem foarte mulți oameni, vei uita de oamenii care te susținem? Cum să uit? Iată, am ajuns la București și n-am uitat de voi și comunic cu voi chiar de pe bicicletă, chiar din Piața Victoriei. Chiar dacă sunt răcit. Acum și o să-mi bag asta pe gură iară. Dar deocamdată mai citesc comentarii. Nu o să stau foarte mult pentru că vedeți și voi care e situația. Nu știu cât e de frig la București, dar eu am înghețat și jumătate de oră până la live am stat în piață și am suflat în vuvuzelă și s-a cam înghețat. Polițiștii din Moldova ies la pensii foarte devreme, mai puțin de 50 de ani și primesc pensii mari, dar oamenii de rând la 65 de ani au pensii mizere. Cum comentez? Eu cred că e o nedreptate, dar toate regimurile au avut nevoie de scule obediente în mâna lor. Și toate regimurile din cam toate țările își dau condiții speciale de pensionare polițiștilor ca să le păzească liniștea. Eu cred că e o nedreptate și trebuie cumva rezolvată. Ilie Locoman zice succes și îi mulțumesc. Nicolae Severin zice am intrat pe site-ul CEC-ului să verific unde se află secțiile de votare din Londra. Și din câte se pare, postcodul pentru secția de votare din estul Londrei este greșit. Stai că eu am văzut câteva secții de votare care nici măcar nu au indicat adresa. Iar în Italia sunt 29 de secții de votare. Nu cumva, pentru că guvernarea are cel puțin două candidate ale sale și pregătește fraudarea alegerilor. Inclusiv actuale ambasadoare de la Roma, inclusiv cea care auzeam că o să fie consulă la Bologna, care a fost șefa relației cu diaspora. Pe hartă nu există așa postcod la Londra, în schimb există IG11-7NB și pare să fie adresa adevărată. Oare este o greșeală automată sau e ceva special pentru a induce în eroare? Eu cred că e special pentru că dacă intri la secțiile, sau cum se numesc alea, la circumscripțiile electorale, unde scrie descrierea circumscripției. Nu e dată nicio adresă, nimic despre circumscripție aceea. Câte secții de votare, unde, în ce orașe, țări, nu scrie nimic pe site-ul CEC-ului. Și trebuie foarte mult să cauți până găsești. Mie mi-a fost foarte greu să găsesc lista secțiilor de votare din diaspora cu adresele lor. Dar omul de rând care trăiește în diaspora și care are numai de pe telefon acces sau eu știu ce, cât de rar are acces la internet și ce cunoștință are, e clară sabotare, e clară bătaie de joc a Comisiei Electorale Centrale a Ministerului de Externe și e o intenție de a scădea ponderea diasporei și de a frauda în felul ăsta alegerile. Mafia asta, zice Olena Catană, a pus dop și diasporei. Știți că nu dau voie cu pașaporte expirat să votăm? Parcă nu suntem cetățeni, nu avem cetățenie moldovenească, suntem mai nimănui. Știu, da, așa a decis Curtea Constituțională și eu eram sigur că așa vor decide, pentru că nu au interes să-i dea mandate în plus Maia Sandu. Când au auzit că Maia Sandu candidează în diaspora, e și prima pe lista blocului, dar și candidează în circumscripția 50, ca să aducă cică mai multe mandate blocului. Au zis, stai că noi facem să voteze cât mai puțini oameni în diaspora și cred că asta se va întâmpla. Mulțumiți-i Maia Sandu. Dacă ai nevoie de ceva, sună la numărul, stau pe Grivița. Mulțumesc, de ce să am nevoie? Mai ales că am aici frați, mătuși. Eu am o grămadă de rude în București, nu mai am aproape deloc rude în Chișinău și tot mai puține rude rămân la mine în sat. Ca să vedeți paradoxul. Noi am făcut de mult unirea. Să pui mafia la zid. Nu pot să pun mafia la zid, dar o să încercăm să facem legi și instituții de stat atât de bune și funcționale încât
toți mafioții să ajungă la Răcoare, între patru ziduri. IG11 este zona Ilford. IG nici nu e așa postcod. Asta spuneam și eu cu măsluirea. Hai să trăiești, Oleg, frate. Bravo, Oleg. Sasha Bognibov se uită la mine. Bunel a lucrat 51 de ani, peste 1700 de lei, dar poliția primește vreo 3000 de lei. La 3 ani se odihnesc la sanatoriu din contul statului, dar bunelul meu nu merită. Respect pentru perseverență. Din câte văd eu, continuă Nicolae Severin despre adresele astea și are o explicație. Adresa e Town Square, Barking Learning Center. Barking? Cum scrie pe site. Mai verificați dacă observați o problemă, semnalați-o cecului, că poate ei sunt bine intenționați, dar a fost o eroare tehnică, de tipar. Oleg Brega, transmiteți salutări colegului avocat stagiar din București, spuneți-i că eu aș fi făcut la fel ca el. Mulțumesc, doamnă Viorica Grecu, pot să-i spun și numele, sper că nu se rușinează că mă ajută și sper că nu o să aibă probleme din cauza asta. Îl cheamă Dumitru Păpușă. Și într-adevăr, da, mai mulți juriști ca el care să acorde asistență pro bono activiștilor ca mine. Mult succes, mafia, în continuare. De unde atâta discriminare să vorbește altă limbă în afară de română? Zice Vlăduțu Petri, dar eu nu înțeleg problema. Dacă vrea cineva să mai participe cu mine în discuții, în dialog, vă rog, apăsați butonul verde din partea de jos a ecranului. Și o să primesc notificare ca să vă fac invitație. Dacă nu mai vrea nimeni să vorbească, poate să mă opresc acuși într-un minut, două, trei, din nou la un semafor și o să citesc ultimele comentarii, după care o să închid transmisiunea live. Altfel, merg în continuare spre casă. Că ziceam, mai am încă vreo 7 km de pedalat și sărăcește afară. Cred că o să-mi pun și gluga pe cap, dacă nu vă par chiar fantomatic. Consăteanu Ilie Ion zice, Oleg, de ce nu candidezi la europarlamentari în calitate de cetățean român? Ilie, stai să termin măcar o campanie și după aceea mă încadrez și în altă parte. Succes, Oleg, dar din păcate nu ai multe șansuri alături de Maia Sandu. Nu zic hop, n-ai văzut cam acum un sfert dintre voturi? De unde atâta discriminare? N-am înțeles, Vlăduțu Petri, ce are el în vedere. Eugenia zice, salut, te urmărim din Durlești. Mă bucur, am trăit și eu la Durlești. Și chiar aveam de gând să candidez pe circumscripția 33, dacă vă amintiți, astă vară când am fost primul care anunța că vrea să candideze independent, am indicat că mă interesează circumscripția 33 pentru că am locuit la Durlești și la Trușeni. Și că m-ar cunoaște oamenii, știu și eu locurile, am umblat pe acolo, am relatat deseori. Mi-ar fi ușor să colectez semnături, să fac campanie electorală cu buget zero pe bicicletă. Sau circumscripția 50, pentru că locuiesc deja în România și tehnic, politic, sunt partea diasporei. Și aș candida ca și cum acasă. După asta, absolut întâmplător, pot să zic, pe circumscripția 33 am auzit că candidează Andrei Năstase, iar pe circumscripția 50 candidează Maia Sandu. Și mie ce mi-ați lăsat? Nu mi-ați lăsat nimic. Chiar și la mine acasă l-ați trimis pe Oazu Nantoi, care a fost deputat și a lăsat mandatul. Deci eu nu eram bun pentru blocul acum să candidez la Sângerei, de exemplu. Bine că-s bun ceilalți. Bravo! Să câștigați și să guvernați altfel. Dacă nu, o să vă critic. Am ajuns lângă bustul lui Emil Cioran. Cred că o să o iau ușor spre gara
de nord. Că aici e mai liniște. Și la semaforul ăsta să mă opresc, să mai citesc comentarii, nu văd lume doritoare să intre cu mine în dialog, de ce după ultimele comentarii o să închid. Ce avem aici? 100 oameni se uită. Jos Sandu, sus Brega. Ma, se depinde de gusturi, poziția. Nu întotdeauna e la discreția noastră. Bă, dar multe comentarii ați tras de când am pornit eu. Așa, de la Durlești am citit. Ce număr ești pe buletin? Nu contează numărul, dar la coada buletinului, cam al 9-lea. Mulți e posibil să se retragă până atunci. Și deci o să mai urc puțin, dar în mod sigur sunt partea a doua. O să recunoașteți bicicleta. Simbolul biciclistului revoltat cu inscripția Curaj și numele meu, că-s candidat independent. Pardon. Cu ce ai începe tu să faci ordine în Republica Moldova? Cu legi și instituții. Legi avem deja, lumea spune că-s bunișoare, dar instituții nefuncționale și nu prea se respectă legea. Asta e problema. Nu zic hop până nu... Eroina, zice Ilie Ionceanu. Se referă probabil la Maia Sandu, despre care toți cred că va câștiga, dar nu se știe. Salut, consătene. Alt consătean, Ivan Turea, deja mă salută, dar acela cred că e în Rusia, dacă are și numele scris cu chirilice. Te urmărim și noi din Cantemir. Salutări, salutări. Cineva mă cheamă la o conferință în Cantemir, dar tocmai în martie. Cine știe unde o să fiu eu în martie? Și unde o să fim noi în martie, depinde ce o să votăm în 24 februarie. Te urmăresc din Spania, bravo, mulțumesc, Valentin Focșa. Olimpia Caragia, jos Sandu, sus Brega, aici am stabilit că e relativ. Salut din Moscova, Oleg, da, Ivan Turea, te-am vâcislit, cum se zice. Iată, încă un vecin al meu, Ivan Turea, nu? Sau ceva de fel ăsta, rudele lui, vecinile mele. Despre directorul poștii, Serghei Năstase, ce pot spune? Habar n-am, nu știu cine. Mă rog să câștigi cu toate puterile. Doamnă Ecaterina Malkovski, cu rugămintea, cu rugăciunile, mă tem că nu ajutați. Mai bine scrieți rudelor din Europa să voteze, să-și pregătească pașaportul și să voteze. Vasile Sinigur vrea să intre cu mine în dialog și dacă o să vorbească Vasile, eu o să mai fac un pic de drum până la Dâmbovița, mai ales că sunt în stație și autobuzele n-au unde să oprească din cauza mea. Ștaman, am prins verde la semafor. Și Vasile Sinigur nu reușește să intre. Dar îmi pare că el a intrat într-o seară. Doar că atunci eram pe verticală și de data asta n-a fost atent, că eu am spus poate intra cu mine în dialog doar cine-i pe orizontală, pe telefonul mobil. Orizontal înseamnă așa cum filmez eu. Tot așa trebuie să aveți și voi telefonul când încercați să mă adăugați. Și trebuie să aveți acceptată rotirea automată a ecranului dacă stăm în poziție orizontală, dar răsturnat, nu știu cum. Nu, nu pot să intre în dialog cu mine. Trec pe lângă muzeul militar național, regele Ferdinand. Am și ajung lângă Universitatea de Sport. Uneori vin pe drumul ăsta, alteori plec pe drumul ăsta. O să mă opresc chiar la semafor și o să mai citesc comentarii, dar mi-e îngheață mâna, trebuie să o țin în buzunar. Dar dacă o bag în mânușă, până pot umbla la ecran. Și n-a reușit Vasile să intre. Cred că asta a fost. Nu mă opresc la semafor că e verde. Mă opresc la Dâmbovița. Cam asta e. La București, cândva pe strada asta, prima bandă era
Petriș și era să-mi rup capul odată aici. Petrișul ăsta acum văd că l-au asfaltat și au făcut bunișor. Și largă, e liber, văd că mașinile nu stau parcate aici. Dar în schimb stau pe trotuar. Vai de pietoni. Universitatea de sport cu poartă monumentală. Și am ajuns la râul Dâmbovița în Cotroceni. Avem un tricolor mare în drum. Nu știu pentru ce. Citesc comentarii. Transnistrienii au drept de votare? Dacă au pașaport moldovenesc, da. Pentru că ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova și au aceleași drepturi ca noi. Și au chiar deschise și două secții de votare. Transnistria Nord și Transnistria Sud. Numai că nu pot vota la ei acasă, dar trebuie să vină dincoace din Istru să voteze în localități sigure unde statul poate asigura securitatea secțiilor și integritatea urnelor de votare. Să nu se întâmple cum se întâmpla la Corjova, când vreau să sărbeze ziua independenței sau ceva și veneau miliția și cazacii și le dădea jos drapelul sau nu puteau începe anul școlar, că erau astfel de diversiuni. Deci da, transnistrienii o să aibă 2 deputați și diaspora 3. Așa a fost împărțită Moldova conform noilor reguli despre delegarea puterii în stat. Am ajuns lângă grădina botanică și în față am Palatul Cotroceni, unde stă președintele Iohannis. E și muzeul Cotroceni, că e cu acces public, dar n-am intrat niciodată. Termin de citit comentariile și închid că am de urcat un deal, e singurul deal din București aici. Nu e mare, dar nu vreau să mă vedeți gâfâind. La noi, în Republica Moldova, după cum se construiesc biserici și mănăstiri, ar fi bine să se construiască penitenciare. De acord, avem condiții inumane în închisori și înțeleg că Europa ne dă bani să facem închisori, dar noi nu prea vrem să-i luăm. Dar Moreal ai trăit, n-am trecut niciodată oceanul. Te ascult pentru că vorbești corect la temă și cinstit. La noi a fost Alaiba, Anastase, dacă cinstit nu am încredere în nimeni. Nu vor rezolva nimic, suntem prea mioritici. Votați-l, dar pe altul, numai nu pe Habotnicu Ghilețchi, care a și fost de atâtea ori la guvernare, a votat împreună cu Plahotniuc. Numai nu pe Ghilețchi, vă rog. Regret și acum că n-am candidat eu în circumscripția 51, dar mi-a părut mai onest, mai cinstit să candidez aici, unde domiciliez, în Europa. Dacă știam că Maia Sandu se bagă pe circumscripția asta, nu, n-aș fi candidat, probabil. Pentru că aș fi vrut să am măcar ceva șanse, dar așa, cu Maia Sandu fac doar figurații. Ți-am urmărit toate reportajele, zice Gigi Jaru. Mă tem că nu, am 10.000 de videouri, nici eu nu mi le mai amintesc pe unele dintre ele. Nu am mai ajuns până nici la servici, zice Gigi Jaru. Îmi pare rău că ți-am stricat planurile cu videourile. Ai grijă cum ajungi acasă și succese. Te mai așteptăm online. Da, mulțumesc. În fiecare seară o să intru în măsura posibilităților, o să intru online. Dacă o să fiu în drum noaptea la întoarcere spre Chișinău, nu o să intru la ora 9 seara. Sau poate tot așa de pe telefon puțin. Dacă nu o să fiu în autobuz, de exemplu, sau într-o mașină plină cu oameni care habar n-au de legi, de legi, de drepturi, cum s-a întâmplat încoace, când cineva a zis, da, ce avem alegeri, dar nu o să mă duc la vot, sau altul zic, o să mă duc la vot, dar nu știu pe cine am să votez, adică nici nu știi cine candidează. Salut din Germania, salut din Găgăuzia, salut tuturor, salut Oleg, din Ceșca Republica, te susțin, mulțumesc, Ana Glib se uită, sper că e tot de la Pepeni,
Salut din Germania, bravo. De Sandu și Năstase, lumea e sătulă, nu mai vorbim în vânt. Sus, Brega, suntem de partea ta. Mulțumesc, Vyacheslav Vigo. Despre poliția de patrulare, ce zici? Zic diverse, nu pot zic același lucru tot timpul despre toată poliția de patrulare. Sunt cazuri peste cazuri. Același individ, același polițist poate să facă fapte bune și fapte rele. Cum polițistul Adrian Condrea, care l-ați văzut în video recent, nu mă lăsa să intru la procuratura municipală pe scări și mă întindea, mă trăgea de mâini. Peste vreo jumătate de an sau un an l-a filmat Ghenadie cum prinde din mers, din fugă, un hoț de nu știu ce a furat dintr-un microbuz. Și uitați-vă, același om poate să facă și fapte bune și fapte rele. Cum să ai aceeași părere despre, sau părere unică într-o frază despre toți? Să uite și fratele meu, Vitalie Brega, de aici, din București. Mă bucur, mulțumesc. Ion Gerbovetski, unchiul din Portugalia, de la Lisabona, să uite, mă bucur și-l salut. Brega, n-ai șofer de schimb? N-am, trebuie să merg eu. Așa e pe bicicletă, ești independent, dar trebuie să dai din picioare. Oleg, pune camere pe invers când mergi, să vedem și noi cum e Bucureștiul. Nu pot că camera asta de la Vitalie e primită cu tot cu sistemul ei de prindere și te arată în cel mai bun caz pe tine când stai în șa. Dacă întorc ecranul în jos, na, poți să... Ce o să vezi? Ghidonul? Să vezi umbra mea? Și să vezi ce a mai rămas din vuvuzelă? Stai că cineva vrea să intre în dialog. Vasile Siniguri insistă. Sper că de data asta e pe orizontală, poate intra în discuții. O să vină tehnologii bune când o să pui camera aici în piept, de exemplu, și o să transmiți live și ce vezi tu, vede și lumea și eventual să am pe ochelari undeva textul, să-l citesc. O să vină tehnologiile vreodată când nu o să mai fie nici device, o să vezi tot un creier, o să comunicăm telepatic. Dar până atunci noi cred că o să fim zob. Mult succes în ceea ce faci. Mulțumesc, Iurie Scurtu. Înainte, Oleg Brega, vă salut din Italia, întotdeauna v-am votat. Mulțumesc, Maria Andoni. Ilie, tu ce soluții vezi pentru Transnistria? Nu văd nicio soluție, trebuie să o declarăm zonă ocupată și când va fi vreo circunstanță internațională adecvată, să o putem eventual revendica, recupera altfel, să ne intereseze mai degrabă drepturile oamenilor de acolo. Și nu prea contează ce statut are teritoriul. Pentru mine mai important sunt oamenii și viața lor și drepturile lor, fericirea lor, decât niște entități statale care întotdeauna au fost provizorii și imperiile și statele autodeclarate sau croite de Hitler și Stalin. Nu-i semnal, nu te aud, zice Zaharie Constantin, nu cred, dar 81-91 de oameni, la cine se uită acum? Salut, Oleg, după părerea ta, crezi că vom putea schimba ceva în această țară coruptă fără risipă de sânge? Măi, eu când mă duc și donez sânge, nu cred că îl risipesc. Sângele e necesar tot timpul să curgă în vene. Te-ai vrut să zici de vărsări de sânge, vărsare de sânge pe stradă, la spital, pe targă, e de nedorit și eu nu sunt adeptul revoluțiilor. Eu cred mai degrabă în evoluția civilizată, treptată, eu cred în efectul școlii, în efectul ONG-urilor și a implicării prin presă, prin media alternativă, decât în efectul revoluției. Revoluțiile de regulă le inventează niște opozanți leneși, cam din aceeași mafie, care vor să schimbe liderul, dar nu se schimbă mare lucru în altercațiile stradale. Te respect, dar dacă ajungi la putere, sper să nu distrugi bisericile. N-am treabă cu bisericile, doar să nu se bage în școli, să nu se bage în parlament, în treburile statului și să nu facă propagandă electorală. Ia uitați-vă ce se întâmplă acum în biserici. Ați auzit de popii cei care au mers la sfințire? Ce se caute popii la sfințire de troleibuză? Sau dacă participă, de ce trebuie să-l promoveze pe Costea Țuțu? Ce treabă are Costea Țuțu și cu troleibuzele din Chișinău? Nu vi se pare aberant? Salut, Daniel Sosnovski, mă bucur că te uiți. Merg cu întâia la deal, Oleg.
Nu, eu merg și cu a patra, că dealul v-am zis nu-i mare, doar că nu vreau să gâfâi. Și deja dacă mă pornesc aici și eventual transpir, vreau să mă opresc direct acasă, eventual la duș, că n-are haz să mergi pe frigul ăsta transpirat. Nu obosesc tare, nu-mi place să merg încet. Te vom mai vedea gâfâind, făcând ordine. Da, mai bine așa. Salut din Elveția, noroc, succes Oleg, succes dacă nu acum, nu te lăsa, tu meriți să reprezinte un procent din moldoveni. Problema e că în 14 era pragul pentru independenți 2%, iar eu aveam aproape 1%, că dacă ar fi fost pragul de 1% aș fi ajuns deputat. Iar acum nici măcar prag nu-i și nu-i nici măcar turul 2. Ca să speri că o să ajungi deputat. Ăștia noi, independenții. Ați văzut ce rău e pornit împotriva independenților Andrei Năstase. Nu votați independenții! Băi, independenții n-au voie să candideze pe circunscripția națională. Numai voi, partidele, aveți dreptul acolo. Asta a făcut o mafia de la guvernare. Și acum nici pe circunscripții n-avem dreptul să candidăm. Că am încercat să merg cu voi cu blocul și nu m-ați luat. Și acum nici independent n-am voie să candidez. Și gata, s-a terminat viața politică pentru că a venit Andrei Năstase cu Maia Sandu. Am mai lăsați-mă, vă rog. Eu nu ți-am urmărit toate reportajele, dar atât cât am văzut, mi-a plăcut. Încă o dată, succes, mulțumesc, Cosmin. Ești cel mai tare, Oleg, respect pentru ce faci. Hai să lăsăm laudele. Cât costă biletul de avion de la Chișinău la București? Nu știu, am zburat o singură dată când m-au chemat la summitul mondial al umaniștilor, când am ținut o cuvântare în engleză la Casa Poporului, la Palatul Parlamentului, și am povestit cât de înșelătoare și mincinoasă e stânga din Republica Moldova, cât de paradoxală e, habotnică și mână în mână cu bisericile de tot felul. Numai atunci am zburat odată cu avionul pentru că aveam emisiune la televizor și am vrut să fiu fresh. Cred că într-o singură direcție sau în ambele, nu mi-amintesc, am zburat cu avionul și nu eu am cumpărat biletul, nu știu cât e biletul la avion. Eu merg cu BlaBlaCar sau cu mașini de ocazie foarte rar, odată, câțiva ani în urmă am mers cu trenul. Ești bravo, dar că independent n-ai șanse. Știu, așa s-au făcut legile ca independenții să condideze, să concureze în condiții inegale cu reprezentanții partidelor și mai ales ai partidelor oligarhice. Și începeam să spun că pe circunscripții noi, numai pe circunscripția uninominală putem să concurăm cu reprezentanții partidelor, dar reprezentanții partidelor au șansa dublă să candideze și pe circunscripția uninominală și pe listele de partid în circunscripția națională. Nu e așa că sunt favorizați? Și dacă e un singur tur, se califică primul care iese cu orice procent. Și noi care avem procente mai mici, ziceam, nici nu putem spera că eventual în turul 2 o să vadă lumea că suntem mai buni și să voteze pentru noi. Deci eu m-aș bucura dacă măcar o dată în istorie, de data asta, ar intra cel puțin 2 independenți în Parlament. Mi-aș dori să fie un bărbat și o femeie, ca eventual să vedem care era independent adevărat și care era un independent trimis de mafie. Dacă în Parlament s-ar vota Unirea, ai vota Petru Ciobanu? Câta oară întreb chestia asta? Toată lumea știe cât de unionist e Brega, de câți ani sunt unionist, am stat și închis, arestat pentru unionism. Și voi încă vă mai întrebați? Ești tare vecinul, dar pune un fular la gât. Dar nu trebuie fular, că am chestia asta, care ține și pe gât. Chestia asta o am de la niște turiști ucraineni care au venit odată și au stat la mine în gazdă la Durlești, în Couchsurfing, dacă ați auzit de rețeaua asta, și aveam un loc liber, Ghenadi îmbla pe la fete și rămânea locul liber și atunci pe locul acela primeam oameni. Și oamenii cei au stat odată la mine și mi-au dat asta, un fel de cadou așa, prezent. Și de atunci eu am, de vreo 5 ani, pentru pedalat. Mâine faci live acasă pe YouTube? Posibil, mâine pe YouTube sau din nou pe Facebook, dar pe pagina de candidat independent. Acum sunt pe profilul meu, Oleg Brega. Oleg, erai activ înainte ca activist, dar acum nu prea. Viaceslav Medone, nu știu unde te uiți, dar mie mi se pare că sunt activ cam tot timpul.
E mare diferență între politica română și cea a Republicii Moldova, zice Edvin Șumila, și eu nu sunt de acord. Se pare că avem mafii compatibile la Chișinău și la București. Nu întâmplător, Dragnea și cu Plahotniuc sunt colegi în Internaționala Socialistă. Ba mai mult, Plahotniuc a cumpărat o funcție mai mare, e vicepreședinte, pe când Dragnea e doar reprezentantul delegației românești. Internaționala Socialistă, da? Curaj, domnul Leg, vă susținem cu toată inima. Mulțumesc, Nina Cociu. Moldova, succese. Oleg, noi din Verona te susținem. Vania Blaja, mulțumesc, dar e bine să și votați. Pregătiți pașapoarte moldovenești valabile și găsiți o secție de votare. Nu știu dacă aveți taman la Verona, dar pe aproape trebuie să fie, că sunt multe acolo în nord-estul Italiei. S-a plâns cineva că în nord-vest nu prea sunt secții de votare, dar am putea să vorbim despre asta în zilele următoare. Ce fel de mașină are Vladimir, parohul bisericii de la Chișinău? Nu știu care Vladimir și care paroh al bisericii, dar probabil te referi la mitropolitul Vladimir, care e șeful bisericii ruse în Republica Moldova. Nu știu ce fel de mașină are, știu că e din cele scumpe și mai știu că mașina lui Vladimir Cantarean are numere guvernamentale și ăsta e un abuz, e o favorizare nejustificată a unei biserici de către stat, care stat prin Constituție e stat laic, separat de biserici. Cantarean are și pașaport diplomatic și iarăși nu se explică, nu se justifică nici într-un fel prin lege și are și numere guvernamentale la mașină, nu cumva îi și plătim deplasările. Asta ar fi culmea. E foarte grav că aici în România sunt plătite salarii preoților și călugărilor. Vadim Delta zice Dogaru. A, Vadim cu Delia, dinastia Dogaru, zice să facem un sistem de votare pe blockchain. Nu știu ce e asta, dar știu că este pe site-ul Votum.md un sondaj de câteva zile și unde au votat deja vreo 6.000 de oameni. Care sondaj zice lumea că a fost cel mai reprezentativ, cel mai aproape de adevăr la alegerile locale când a câștigat Năstase și mafia lui Plahotniuc a furat, a anulat votul. Și acolo rezultatele sunt foarte interesante. Se pare că alte sondaje n-au dat așa rezultate. Intrați pe votum.md, eventual votați ca să vedeți rezultatele. Cu blockchain-ul nu știu care e treaba, puteți să explicați voi. Ce înseamnă stat laic? Înseamnă stat secular, adică nereligios, nebisericesc, bazat pe lege, nu pe cărți vechi considerate de unii sfinte. Și în Republica Moldova statul a recunoscut până acum 47 de culte religioase. Aici în România se pare că sunt numai 9. În Republica Moldova sunt 47. Cam câte partide, atâtea și biserici, religii avem înregistrate. Numai biserici ortodoxe se pare că avem vreo 7. Biserici ortodoxe, pravoslavnice sunt vreo 7. Acum mai este și Mitropolia Moldovei de Est, ceva de felul ăsta, au mai făcut preotul cela cu biserica Teodora de la Sihla, a făcut Biserica Moldovei de Est, Mitropolia Moldovei de Est, ceva de felul ăsta, ca să facă o diversiune, să-i fure numele lui Cantarean. Dodon face zilnic deplasări la Moscova, dar Ghileschi în fiecare lună face deplasări în SUA. Dacă are de unde, e pastorul Bisericii Baptiste din toată Europa, era până ajunge deputat, nu știu dacă și acum are așa funcție. Avem și pe toți, îi vom trezi la vot, zice Vania Blaja, adică au pașapoarte să meargă la vot. Fain, minunat. Până pe ce dată se poate de votat, Oleg? Pe votul MD se poate de votat până la alegeri, dar pe 24 februarie e o singură zi de vot, un singur tur de Dragobete, până de Dragobete. Faceți-vă pașapoarte și identificați cea mai apropiată secție de votare ca să vă exprimați opinia politică. Zici că pe 24 februarie o să fiu în Moldova și vreau să votez. În Moldova poți vota numai acolo unde ai viză de domiciliu în buletin. Deci va trebui să ai și buletinul valabil. Și interesați-te până atunci în circunscripția ta cine candidează. Cel mai trust sistem este pe sistemul blockchain. Nu știu despre ce vorbiți. Țările astea, Republica Moldova, Ucraina, sunt vai de viața lor. Las că nici România nu-i foarte departe. Nu vedeți că Dragnea vrea să pună gheara pe instituții cum a făcut Plahotniuc în Milano, unde se poate de votat.
căutați pe site-ul CKMD sau pe, pe pagina mea de Facebook, Oleg Bregă, candidat independent, am pus azi link la lista secțiilor de votare, inclusiv Milano. Acum nu am la îndemână, nu sunt în fața computerului, că v-aș fi spus adresa. Dar găsiți, v-am zis, pe pagina mea de Facebook, Oleg Bregă, candidat independent. La dezbateri când apar? Te-au chemat la TV? Nu m-a chemat Tudor nimeni și mă tem că nu au obligație să facă dezbateri pentru circumscripții din afara țării. Deci e foarte posibil că numai această apariție a mea pe internet, pe rețele sociale, numai asta să fie campania mea electorală. Și după cum știți, eu candidez cu buget zero, deci nu voi cheltui niciun leu ca să-mi fac pliante, spoturi electorale. Numai ce mă veți ajuta voi să afle lumea de pe internet de pe mine, după, numai aceea se va afla. Dar cine a avut a afla știe de mult despre mine. Bregă, de ce se bagă popii în politică? Întreabă Mihai Spravnic. E ușor de ghicit. De când e lumea, popii se bagă în politică, se dau bine pe lângă putere, ca puterea să-i protejeze și să le asigure afacerea. Popii dau alegători, preoții ăstea, primarii, premierii, dau bani din bugetul public sau le protejează afacerea. Stas Varlan, candidatul pe circunscripția 28, susține legalizarea cannabisului în medicină. Ești de acord? Eu cred că astea nu sunt probleme de actualitate și foarte importante, dar mi-amintesc că cânepa era un produs agricol cultivat de strămoșii noștri, inclusiv macu, și numai în ultima vreme s-a trecut la utilizarea lor ca o travă, ca drog, când ele aveau utilitate în industria textilă, industria medicală, la fel și cu vița de vie. Ne putem lăuda că suntem cei mai buni cultivatori de viței de vie sau printre cei mai buni și producători de vinuri și exportatori de țuică, dar când suntem și cei mai mari consumatori de tabac și de learcă, de băuturi alcoolice, și din cauza asta moare o grămadă de oameni capabili. Speranța de viață a bărbaților e cu 8 ani mai mică decât la femei, mai ales din cauza fumatului și alcoolismului. Atunci trebuie să revizuim atitudinea și față de cânepă, și față de vin, și față de bere. Trebuie să investim și să legalizăm școlile. Trebuie întâi educație să facem, să dăm buget dublu, triplu la educație și să învățăm pe oameni să se spele pe dinți, să se păzească de boli, să facă gimnastică, să facă sport, să trăiască sănătos, să meargă cu bicicleta. De ce nu te-a acceptat acum? Sasha Cupețchi întreabă acum de ce nu m-a acceptat. Eu de unde să știu? Eu te-am votat în 14 și recunosc că ai fi un parlamentar demn, dar trebuie să folosesc votul meu efectiv și o să votez acum pe națională. Nu este democratic că dacă un candidat independent ia mai mult de 1% la alegeri și nu este deputat, dar este clar că avem mafia criminală în Moldova. Noroc că ai două buletine de vot și pe un buletin poți să-l votezi pe Bregă și pe alt buletin, acela unde nu e niciun independent, acolo votează pe cine vrei. Hai că am scos comentariile. Credeam că ați terminat și mă lăsați să merg acasă, dar voi mă țineți în frig lângă Grădina Botanică. Aici vara când trec e mai frig decât în restul orașului. Când treci pe lângă Grădina Botanică, e multă verdeață și la Cotroceni, și la Grădina Botanică. Și aici e așa un val de răcoare tot timpul. Și e și mai vale că e Dâmbovița aici. E aproape de nivelul mării. Nu e departe nici România, dar e totuși altfel. E o mare mică diferență, zice Edwin Șumila. Da, depinde cu cine compari. Asta cu cannabisul a fost foarte vesel azi la Bogza, zice Tudor, nu m-a uitat la Lorena Bogza azi. Schimbările în Moldova nu vor veni de la alegeri, dar de la modul de a gândi divers. De acord, Vadim, cu Delia din dinastia Dogaro, vom avea o altă guvernare când vom avea noi un alt fel de comportament și o altă mentalitate. Noi acum avem ce merităm. Baftă, Oleg, ai un vot garantat din partea mea. Mulțumesc, Vadim Cebotărică. Ce contracandidați ai pe circunscripție? Vadim Cioban cercetează. Sunt încă 12 candidați, dintre care 7 femei și 6 candidați independenți suntem. Ai de unde alege. Circunscripția 50.
la vest de Republica Moldova. Mașinile au camere video de bord, dar cetățenii ar trebui să aibă camere video micro ascunse în nasture pentru a filma ilegalitățile. Eu prefer să filmez la vedere cu camera în față și să sfidez pe oricine, funcționar public, polițist, vameș sau cetățean de rând, dacă încalcă legile și drepturile. Ce părere ai cu pedeapsa capitală a lui Șor? Așa e scris la ei în statut pentru mite spânzurătoare. Vacislav Midone, sunt absolut împotrivă. Pedeapsa capitală de mult a fost abolită ca fiind necivilizată, nedreaptă. Nu mai poți repara greșeala pedepsei capitale. Alte pedepse, îi dă 20-25 de ani de închisoare, după ce recunosc vina, îi plătesc omului despăgubiri, dar dacă l-ai spânzurat o leacă, ce mai faci după aceea? Oleg, e posibil să faci armata în altă țară? E posibil, am auzit de foarte multă lume care se duce să lucreze în legiunea franceză, de exemplu, în legiuni străine din alte țări și pentru asta au salarii mari, o grămadă de facilități, dar eu, pacifist fiind, nu recomand nimănui să facă armata în general. Alec Palanciuc. O întrebare, am scris în comentariu pe Facebook. Trebuie depus mâna pe topoare. Mi-au deschis dosar penal. Râsurile lui Praha. Este ceva grav? E grav și nu recomand nimănui să îndemne la violență, dar cred că poți invoca libertate de exprimare și cu un avocat bun ai putea să scapi cu o amendă sau chiar să scapi basma curată, dar recomand altă dată să nu mai folosești așa limbaj. Eu sunt pacifist și în vorbe. Oleșca, de ce n-ai și tu o mașină să nu mai îngheți? Da, n-ai văzut oameni să înghețe în mașini? Nu sta cu geamurile deschise și aprinde piecica. Nu, fraților. Piecica o să fie acuși când pornesc, dau la pedale, produc biogaz și mă încălzesc de la calorii. Am zis că ăsta e singurul deal aici în jurul Cotrocenilor, în drumul meu spre drumul Taberei. Și dacă ați vrut tare să mă vedeți gâfăind, o să vedeți acuși cum trec pe prima bandă în fața troleului și cum urc dealul Cotrocenilor. Dacă vreți ca premiu, pentru că ați stat 100 de oameni până acum cu mine, o să vă arăt minunatul monument leu de lângă Palatul Cotroceni, din capătul bulevardului Iuliu Maniu, de unde începe cartierul militar. Da, trebuie să scad viteza că e prea mare și încep să gâfâi acuș. Aici e dealul cel mai greu, uneori eu iau pe trotuar, nu-i foarte circulat și când e trafic intens, aici e foarte poluat. M-a depășit troleul. Ruta 93. Dacă am promis, mă țin de cuvânt. Vă iau cu mine până la Politehnică. Vă arăt leu și după aia vă trimit la culcare. Eu de aici mai am vreo 3 km, 4. Deja pe loc drept. Nu știu dacă o să se vadă leu, pentru că e întuneric. Nu-i luminat ca alte monumente. Am intrat pe trotuar. S-a făcut verde. Da, nu o să se vadă leu. Îmi pare rău. Să veniți la București dacă vreți să-l vedeți. Am intrat pe carosadă și mă opresc. Of, chiar nu se vede deloc leu. Cine s-a gândit la chestia asta? Dar se pare că e un monument vechi, dedicat eroilor din primul război mondial. Vare, totuși. Asta e intersecția de lângă Palatul Cotroceni. Acolo intrare la palat și se vede deasupra tricolorul, dar cred că nici acela nu se vede, că e întuneric. Se vede tricolorul Palatului Cotroceni, da?
Și în vale încolo e grădina botanică de la București. Șoseaua Cotroceni. Scrie acolo și aici e monumentul Leu. Cred că se vede o siluetă, dar prea slab. Cam asta au fost. Nu mai citesc comentarii, nu mai accept pe nimeni discuții. Mulțumesc tuturor că m-au urmărit, că ați fost alături de mine. Da? Acum te-ai trezit să vrei? Da, bine, o acceptăm pentru că e o femeie. Dacă reușești să intri în dialog, o așteptăm pe Valentina. Dacă nu, o să vă zic noapte bună. De ce n-ai îmbrăcat o jaletcă pe timp de noapte? Pentru ce suntem într-o urbe, în oraș? Nu e necesar vestă reflectorizantă. Când ești pe drumuri naționale, în afara localității, unde nu-i luminat, acolo ești obligat să ai și lumini și vestă reflectorizantă. Dar aici e oraș, aici totul e luminat. Oare cum ar arăta în Parlament unde senatorii și deputații vin la serviciu doar pe biciclete? Uitați-vă că în Occident se poartă așa ceva. Ion, Ion Mirică mă întreagă, în București când vii? La Mol Cotroceni. Păi acum sunt la 300 de metri de Mol Cotroceni. De cum îl cheamă? La Afi Cotroceni. Măcar o scooter ar trebui să-ți cumperi ca să nu te chinui așa. Nu mă chinui, e plăcere. Ești sănătos. Crezi că Plahotniuc va elimina armata obligatorie? El e capabil să facă și unirea, cum zicea cineva, dar nu cred că are interes. Oleșca, de ce și n-ai și tu o mașină să nu mai îngheți? Gata. N-a reușit femeia aceea să intre și am terminat de citit întrebările. Aurica Jasmin Vitale zice, mamă, ce om rezistent și stăruitor. Hai să mă mai laud la urmă. Pentru cetățenii moldoveni, bravo, sunt pentru a deveni și tu un prezident al Republicii Moldova. Bă, informați-vă, alegeri prezidențiale n-avem de grabă, deocamdată sunt parlamentare, pregătiți-vă să votați. Ăsta am fost, candidatul pe bicicletă, cu buget zero. Mă puteți vota în circunscripția 50, la vest de Prut, la vest de Republica Moldova. Dați o fugă peste Prut dacă n-aveți pentru cine vota acolo în Moldova și la secțiile de la Suceava, Iași, Galați, Bacău puteți să votați pentru Bregă dacă aveți pașaport moldovenesc valabil. Noapte bună!